dimineața și s-a dus. Bună dimineața, asta e pentru tine. Chif, de ce chif? De unde? Da. Da. Este un mic secret pe care o să-l dezvoluim în una dintre următoarele piese. Ok, surprize, bine. Diana Stoica și Cătălin Petrescu, cum v-ați întâlnit? Ce trup ați destrămat? Aoleu, asta e foarte, foarte tare. Ne-am întâlnit pentru că eu îmi căutam un profesor de tobe. Ok. S-a întâmplat ca el să fie. Și eu uite-l cu chitara. Da. Este un accident. Da. Ok. S-a întâmplat. Și a fost profesorul meu de tobe, după care a zis, băi, eu sunt într-o trupă, avem nevoie de vocal. Ce îi zice? Și am fost vocal în trupa aceea, după care, după 2 ani în care am activat în trupa. Ai destrămat trupa. Nu eu, nu sunt eu vinovată. Nu, am căutat noi să cântăm puțin altceva. Ok. Hard rock și am zis că vrem să facem. Și ați făcut un proiect împreună, un proiect acustic, văd, nu? Sau? Fiecare piesă e diferită? De fiecare piesă diferită. Cam da, da. Încercăm cu fiecare piesă să facem altceva, să ieșim din zona de confort. Uh-huh. Unde vă găsesc cei care vor să vă asculte? Diana? Pe Instagram, KifBandKif, pe Facebook. KifBandKif, abia aștept să văd unde vine Kif ăsta, ok. Pe Facebook, doar Kif. Așa. Și pe YouTube, trupa Kif. Acolo puneți și toate piesele pe care le faceți, poate da, să asculte da. Lumea da, da, de da. Toate. Le mai puneți și pe Spotify, adică încercăm să ocupăm cât de multe. Trupa cealaltă ce mai face? Nu mai face nimic. Ai văzut? Ai destramat trupa. Când vine da. O fată în trupă, se destramă trupa. Erau numai băieți înainte? Nu. Ah, ok. N-ai fost doar tu. S-au certat fetele, probabil. Am înțeles. Adică, sigur. Proiectul Kif, de căutat pe net și de ascultat, dacă vă plac. A fost la Neața, mulțumim frumos că ați trecut mulțumim pe la noi. Hai să ne întoarcem după o scurtă pauză. E marți abia, da, da, da.